Evenimentul științific este susținut sub egida înaltului patronaj al Academiei de Științe Medicale din România, fiind organizat de către Universitatea de Medicină și Farmacie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Unitatea de Cercetare Științifică Vira București. Scopul evenimentului este de a aduce informații utile în ceea ce privește pașii necesari a fi urmați de tinerii practicanți în vederea obținerii titlului de doctor în domeniul medical. Inițiativa desfășurării unui astfel de eveniment de o mare anvergură îi revine profesorului dr. Mircea Buruian, șeful clinicii de radiologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Și eu sunt conducător de doctorat și, ca să spun așa, am rămas și eu foarte, foarte dezamăgit de cât de uluitor de greu este să publici un articol în străinătate. Eu, cum să vă spun eu? În primul rând că e o condiție fără de care nu pot să susțin teza de doctorat trebuie să ai cel puțin un articol, bineînțeles că dacă nu mai multe sau ceva de genul ăsta, deci e, e foarte greu ca să ți se accepte un articol din acesta de, pe care să fie publicată în reviste de specialitate. Chiar dacă se află la prima ediție și au anunțat prezența peste 100 de participanți, aceștia vor asista la o serie de cursuri și prezentări de lucrări susținute de cunoscuți profesori din cele mai importante și renumite centre de cercetare medicală. La ora actuală vreau să vă spun că radiologia și magistica medicală pe plan european are deja un cuvânt de spus, deja am, suntem, facem parte din marea familie a radiologilor europeni și vocea noastră din ce în ce mai mult este uh, auzită și acest lucru să este de exemplu obiectivat prin faptul că uh, mulți dintre colegii mei din țară, dar și eu și alți colegi din Târgu Mureș am fost cermen de sesiune la mari manifestări științifice internaționale de rang european. Profesorul dr. Mircea Buruian susține că orașul Târgu Mureș s-a remarcat la nivel național și internațional prin performanța obținută în domeniul sănătății, atât în ceea ce privește activitățile de cercetare, cât și practica medicală desfășurată de cadrele specializate. Mulți ani la rând, medicina Târgu Mureșană a fost fârful de lance al medicinei românești. Asta o spun cu foarte multă convingere, și cu foarte multă responsabilitate. Și așa cum spunea Rareș Vodă, un fi iar ce am fost și chiar mai mult decât atât. Adică vreau să vă spun că la ora actuală trecem printr-o etapă de, să zicem, să zicem, de refacere care, care a fost, care a culminat cu aniversarea de 70 de ani de la înființarea Universității de Medicină din Târgu Mureș. Ei bine, timp de trei zile, cei prezenți vor afla informații de maxim interes care vor pune baza dezvoltării și reușitei lor profesionale. În ceea ce privește planurile organizatorilor, șeful clinicii de radiologie din cadrul SCJ-ul Târgu Mureș susține că își dorește ca simpozionul să se bucure și de mai mult interes în cadrul edițiilor viitoare. Informațiile prezentate se vor regăsi într-o lucrare de specialitate dedicată în mod special medicilor rezidenți.